Ce băieți? Nu merg marșucile, așa, autobusurile tot nu merg, nu puteți, nu puteți prinde bani, așa. Și nici posâlși, nici panetoanele s-au terminat, nu vin, așa. Da, stați la bancă, la coadă acolo, pe soare, să prindeți bani. Da, ca niște pui de din coroc, care n-au aer. Ia vă mai place banul ăsta trimis așa de departe. Banii ăsta care miros de sudoare străine. Aveți fetiș de ăsta așa, orice oricum. Ține minte, dacă ai tu bani sau n-ai, nimeni nu știe. Dar trebuie să răstrăiești ghinii. Înțeles? Telefonul ăsta care, ultimul ăsta care, cu 27 de camere care, da, mașină cu 3 turbine și numai decât, haine de la firmă să ai. Da. Și mâncare nefotografiată să nu mănânci. Bani să-ți ajungă numai până te duci iar la bancă. Da. Dar dacă ai un business de ăsta care, Doamne ferește, pișești, te vârcolești așa încolo încoace. Abține minte că nu se poate să te oprești. Da. Nu se poate să stai locului. Statul ăsta nu te ajută cu nicăi. Da. El tot așteaptă banii de departe. Numai că tu când duci la banc să prindești banii, el de-a mea acolo. Da. El de-a mea s-a uitat ce ai tu. Cât ai, de unde ai. Eu îți valiar atcat, voi știți. Eu iubesc banii și banul mă iubește pe mine. Da, e dacă eu îl fac pe dânsă. Da, eu fac banul, nu banul pe mine. Eu am luat cupiura și am îndoit-o în două și am pus-o în buzunar. Nu e pe mine. Dacă vrei și om stimat și bogat în văzut, trebuie să iubești banul așa, că să nu știi el. Îl ții la întuneric așa, că el dacă simte că îl iubești, apă sui în cap.